arăt cum îmi nuanțez eu extensiile, pentru că mi-am luat o pereche nouă de extensii și nu se prea potrivea culoarea, erau mult mai galbene decât părul meu. Acesta este și rezultatul final. V-am filmat pas cu pas, să știți ce aveți de făcut. Acest truc merge pentru extensiile din păr natural, nu știu dacă funcționează și pentru extensiile din păr artificial, mă doresc, pentru că nu ar absorbi culoare. Pentru a mi le nuanța, am avut nevoie doar de un șampon care să taie reflexele galbene, adică albastru sau mou. V-am lăsat absolut tot ce aveți nevoie, cum am procedat, pas cu pas. Dacă vreți să aflați cum am făcut, uitați-vă în continuare. Scuzați ecou, suntem în baie. În primul rând am să las apă în chiuvetă, apă caldă. Ca să înmoi extensiile, am să pun apă caldă și în bol. Peste care am să pun șampon care taie reflexiile galbene. Eu l-am pe acesta. Am să amestec bine apa. Le pun rând pe rând în apă, le storc, le pun balsam și după aceea le clătesc și le las să se uște cât natural. Bun, să începem. Am să las apă în chiuvetă, apă caldă. Pun și în bol. Acum, peste apa din bol, am să pun șamponul. Să iau niște șervețele, să pregătesc unde am să pun extensiile uile. Iau toate extensiile, nu în apă caldă, pentru că nu vreau să se prindă prea multă culoare de ele, să le fac albastre din greșeală. Așa că am să le țin înmuiate până se udă, cum le scot. Le stoarcem bine, bine. Nu le strângem prea tare cât să le rup. Bun. Acum să le întind pe șervețele și am să iau bucată cu bucată și am să le înmoi în vas. Deja se vede, vedeți? Că are o culoare. Atâta cred că ajunge. Am nuanțat și eu părul mai înainte. Acum am să le clătesc. Și am să vă arăt diferența cu extensie care nu e făcută. Cât de galben e cea nuanțată și cât de ași de gri este cea nuanțată. Acum am să le fac rând pe rând pe toate și am să le pun balsam, vă arăt la final. Acum am toate extensiile în mână și am să dau drumul la apă caldă și am să limpezez cât de bine pot, să iasă toată culoarea, să nu cumva să se facă și mai închise. Și pentru că e șampon colorat, nu vreau să rămână spumă, că să nu rămână tare părul, să nu pot să-l aranjez. Am pus balsam acum pe mâinile mele și am să-l întind pe toate extensiile, în special pe vârfuri, masez. Mă port cu ele exact ca și cum ar fi părul meu. Cât am mai mult grijă de ele, cu atât îi țin mai mult. Mai ales că sunt și blonde și acestea sunt foarte decolorate, deci sunt mult mai sensibile ca niște extensii brunete. Acum că le-am umplut de balsam, am să le las 20 de minute să stea așa în chiuvetă. Am să mă întorc după aceea la ele, le limpezesc și le pun la uscat. Acum că au trecut 20 de minute de când am lăsat extensiile, am să le limpezesc,
una câte una, le pun pe prosopul ce l-am pregătit aici. După aceea am să le piaptăm, îl folosesc și pe părul uscat, evident, dar e bun pentru părul rupt, nu rupe părul. Am să zicem să le piaptăm de jos în sus. Trimesc-o o dată și acum am să le las să stea pe prosop. Repet procesul pentru toate extensiile. Deci le-am lăsat acum să stea un pic pe prosop, am să le întind și am să vi le arăt când sunt uscate. Așa sunt și extensiile după ce le-am nuanțat. Mi-am pus două bucăți să vedeți cum arată în părul meu. Să vedeți că nu se observă diferență de culoare și se potrivește perfect, se vede doar de lungime. Mi-am pus numai două bucăți ca să vă arăt cum arată prin păr. Am să continui prin a le pune pe toate și după aceea am să vă arăt cum îmi arată. Așa arată și cu toate extensiile în păr. Dacă v-a plăcut, vă e util, să nu uitați să dați un like, subscribe, iar noi ne vedem data viitoare. Sper că cu alte videouri interesante. Dacă aveți sugestii pentru mine, să nu uitați să le lăsați în căsuța de comentarii. Vă pup!